Vino să stai la mine când sunt eu plecată. Vii? Dăm programul. Și faci podcastul de acolo, să te văd dacă poți. Ce m-ar printre ridica? Lătrături și mieunături și pisici care ți se urcă în cap și... A fost odată ca niciodată un uriaș cu ochii albaștri îndrăgostit de o femeie mărunțică. Voi doi nu v-ați plăcut prima dată. El e de vină. Și eram în pragul infarctului. Deci fără mișto. Dacă eu trec și de încercarea asta în viața mea, în care ăsta m-a băgat. Urmează întrebarea roșie. Da. 40 de ore de fasting, fără mâncare. Păi e viabilă, că nu se întâmplă nimica. Nu ți-e foame, după prima zi nu-ți mai e foame. Nu înțeleg de ce trebuie să faci fasting ăsta cu 40-72 de ore. Așa? Când există o soluție excepțională. De gândaci. Am filmat și nopți. Am filmat și zile. Pentru tine, Mariusică, ca să te simți bine. Scoatem premier acum. Pentru nou nostru proiect, deci cum se numește? 4 dintr-o lovitură. Dar ăștia 4 de ce? Se învață la repetiții, în relații, cu păi partenerul. O relație am învățat. Nu, ai ce relații, că n-ai avut nicio relație. Lasă-mă în pace. El caută femeia ideală, Doamne, în continuare. Păi a găsit-o și se face că... Make me feel it, only you know how. Bine, Carmen! Dacă mâine vi s-ar propune să faceți un film cu scene intime, puternice... Păi, foarte puternice, cu Pacino... Ar fi ultimul lui film. El, you can come in. Cum ar fi să intre? Gol. Orice visel aș avea, lucru și pe voi păstra. Cerul pastru eu și tu. Ce nume îi pune Carmen unui câine ca mai apoi să îl faci cadou lui Marius? Puțica. Tăiați, mă ridic și plec. Nu, este o rușine acest podcast.